Bun găsit tuturor la notele lui Banciu. Noi nu avem aici pauză, nu avem vacanță de schi, de patinaj, nu avem nimic. Domnul profesor, cred că nici nu vrea să audă de așa ceva. Radu Banciu, Anita Van Belzen, bun găsit. Da, domn profesor detestă general cârnații și prăjiturile. Ăsta e motivul pentru care el nu pleacă niciodată la schi. Eventual, după ultimele evenimente, își pregătește kitul ăla pentru nenorociri. Acolo unde trebuie să aibă baterie externă, încărcată full, a, căști de telefon, broscuțe de la rățuște cu care te joci când intri în cadă, să aibă termosul la el cu băutură pentru 5 zile, niște tic-tac-uri dintre alea să aibă ce să mai ronțăie dacă să prăbușesc etajele deasupra peste el. Deci să pregătește pentru dezastre. Sper că nu i-a cerut și Anitei un astfel de kit. N-a venit foarte pregătit astăzi. Da, Anita, dacă nu, sub masă. Pentru că masa domnului profesor este rezistentă și acum așa ni se spune. După ultimele informații, nu mai trebuie să ne băgăm sub tocul ușii, că nici nu mai există toc. Trebuie să ne băgăm sub masă, sub ceva puternic. Așa cade masa pe tine... E mai puțin rău decât dacă ți-ar cădea tavanul de la etajul 12 da. În cap. Să sperăm că nu. Anita a vrut, domn profesor, astăzi să facă și teme suplimentare. Abia ce am ponderat-o puțin, Anita, dar tot a venit cu două teme. Și o să le ascultăm imediat. Haideți să începem cu subiectele noastre. Am găsit și astăzi câteva interesante, spunem noi. Și aș începe cu Ozomanul săptămânii. Că s-a tot discutat toată săptămâna pe acest subiect, să vedem și faza aceea. Ce spuneți despre arbitrul ăsta, Radu Petrescu? Ăsta cred că e cel mai mare hoțoman, nu, domn profesor? Uitați aici. N-a dat aici decât galben. Da, acum probabil am văzut și el câteva meciuri de la campionatul mondial unde am văzut că se acorda foarte greu cartonașul roșu. Probabil că exista o directivă printre arbitrii care aveau înainte de Cupa Mondială tendința să te lase repede numai în izmene. Odată cu aceste meciuri am văzut că s-a mai schimbat un pic conduita și probabil iată un arbitru modern de stil Qatar, Arabia Saudită, Bahrain, așa, cu veit ăsta care... Și-a luat rolul în serios și doar dacă te împușcă, am înțeles că mai poți primi cartonaj roșu. Înțeleg. Deci astea sunt ultimele directive. Da, să ne întoarcem la fotbalul riguros din anii 70-80, când ții minte că se lua și covorul de sub tine și rămânea numai rumegușul și tot nu era fault. Erau niște intrări divine pe vremea respectivă. Nu existau mâinile astea în careu, nu existau căderile astea la Sergio Ramos. Da, nu, se juca fotbal. Și probabil că există o nostalgie. La un moment dat toate se întorc așa în ciclu pe planetă și suntem, tânjim și noi după o epocă în care fotbalul era mai bărbătesc, cum zicea Teodor Matescu. Aș vrea să comentăm și noi în scurt timp. Se joacă bărbătește, minoiule, la Cluj-Napoca. Așa trebuia să, sigur, să ne readuce și noi aminte de clișeele astea, să ne adaptăm la fotbalul modern. Înțeleg că spui că a fost lăudat, probabil, între arbitrii Radu Petrescu după decizia asta, nu? Radu Petrescu este nenea ăla care l-a dat afară pe Buba Camara într-un OM Apollon Limassol în minutul 6 pe stat Velodrom și a dat penalti pentru ciprioți. No. Într-un meci care nu mai conta, dar ne-a curățat repede. Cred că este o premieră în cupele europene ca OM să rămână pe teren propriu în fața unui nimeni absolut. Să rămână 10 oameni din minutul 6. Am pierdut până la urmă meciul cu 3-1, chiar dacă într-o primă fază Florian Thauvin a egalat în 10 contra 11, după aia ne-am stins încet, ne-a bătut Cipru, pentru că așa a vrut Radu Petrescu. El putea foarte bine acolo să dea doar cartonaș galben și dacă chiar voia să dea 11 metri să devină faimos. Cred că n-avea linie directă cu Qatarul, nu era liniat la... Nu, la vremea respectivă nu. Nu se știa de Qatar atunci. Bun, mergem mai departe. Avem și rubrica La Faianță astăzi și îl vedem pe Tătărușanu. A fost ziua lui Tătărușanu, domnul
profesor și, sigur, cei de la Milan i-au urat la mulți ani. Dar să vedeți comentarii. Vreo 50.000 de comentarii a avut această poză. Te rog, pleacă de la Milan. Mulțumim, poți pleca la alt club. Sper să vezi mai bine de acum înainte. Sperăm că e ultima aniversare sărbătorită împreună. Te rugăm, lasă-ne. Te rugăm, pleacă. Cam astea au fost mesajele pentru ziua lui Ciprian Tătărușanu, ce spuneți, și de prestația lui din Champions. Păi, prestația lui din Champions este onorabilă atâta timp cât Milan a câștigat fără să primească gol. Asta se va reține. Am văzut că a fost notat cu 6 în cotidianul echip, de exemplu, care i-a dat lui Messi și lui Neymar 3. Au luat 6 împreună cei doi. Deci atât Tătărușanu a fost la înălțimea celor doi mari idoli ai planetei. Sigur că în rest, la Milan, lumea se plânge de el, dar așa e pe rețelele de socializare. Nu mai e ca pe timpuri când totul se cenzura. Astăzi, dacă te expui, bineînțeles că vin și comentariile. Anita știe foarte bine că și ea intră pe chat-ul emisiunii domnului profesor, emisiunea de la ora 17, și știe cum se întâmplă lucrurile acolo. Dacă ar fi portăriță la Milan, Anita ar păți probabil același lucru ca și Ciprian Tătărușanu. Da, bine că nu ești portăriță la Milan. Norocul meu. Anita, dar ai grijă, vezi cum e cu rețelele. Dați-o notă noastră, domnul profesor, lui Tătărușanu. Păi și eu sunt tot în asentimentul fanilor milanezi. Dacă s-ar putea să-și facă valiza și să vină la Petrolul, de exemplu, ar fi bine. Adică i-aș da un 4 așa pentru ansamblu operei lui, mai ales că îl știu un pic și de la Lyon. Când tot așa prinsese poarta în absența lui Anthony Lopez, cel mai mare portar din lume, era șeful lui. Și când nu apăra Anthony Lopez, era toată rușinea în poartă. Era o catastrofă. Da, fel, fotografia aia cu sperietoarea de ciore aia chiar bună, bună. Hai să vedem ce spune și Anita la prima sa temă. Alicia Lehmann, despre care am mai vorbit, de la Aston Villa, îl depășește pe Roger Federer, care era starul sportului elvețian pe Instagram. El a depășit pe starul tenisului, câștigătorul de 21 de Grand Slam, având 11,3 milioane de urmăritori. Alicia și-a exprimat dezamăgirea față de cei care o cunosc doar din cauza postărilor ei sexy de pe Instagram, mai degrabă decât din cauza talentului ei în fotbal. Într-un interviu recent, sportiva și-a exprimat dezamăgirea față de urmăritorii ei, care nu au văzut-o niciodată jucând fotbal. Ce părere aveți, domnule profesor? Ați prefera să urmăriți un meci cu ea sau un meci cu legenda tenisului elvețian? Având în vedere că noi l-am prins pe Federer suficient de mult timp, aș prefera-o pe Alicia asta. Nici eu n-am văzut-o jucând, dar nu o văzusem nici în poze până acum, așa că pentru mine e un divertisment onorabil. Vorba lui Zlatan Ibrahimović, Vlad. Fotbalul feminin mare de străbătut cu 100 de ani până să ajungă la nivelul fotbalului masculin de acum 100 de ani. Deci ăsta e motivul pentru care noi nu mai avem timp să ne uităm și la un astfel de fotbal. Dar uitându-ne la aceste imagini, totuși ne dăm seama că uneori nu facem alegerile cele mai bune, că decât să-l vezi pe Ciprian Tătărușanu luând niște goluri de alea de copil de 14 ani, nu mai bine te uiți la mișoara asta. Avem și corigentul săptămânii. Ei, aflu că tocmai pe Bein Sport comentatorii francezi s-au încurcat și i-au spus lui Malinovski că este rus. Ce spuneți? Sigur știți mai multe despre subiect. Păi da, având în vedere că îl cheamă Ruslan, e ușor să-l confunzi, iar pentru comentatorii de la Bein Sport, Rusia și Ucraina sunt același lucru. Ama să nu credem că dacă a venit războiul, asta i-a făcut pe ei mai deștepți. Suficiența comentatorilor de fotbal de pretutindeni, Vlad, este aceeași. Deci când ești comentator de fotbal, ai lacune din orice domeniu. Ăsta este unul moderat, așa. Ne interesează pe ei. Șefii lor nici n-au auzit că a început războiul acolo. Deci este normal. Dar până la urmă și atitudinea lui Malinovski, care este rus. Deci păcat că n-ați văzut scena în care se îmbrățișa, se pupa cu Alexander Golovin de la AS Monaco la capătul meciului. Ruslan Malinovski este rus, așa cum indică și numele. Dar acum ce să facă dacă l-a prins războiul în tabăra cealaltă?
Da? El sigur că e să simte rus și s-a simțit rus, așa cum foarte mulți ucraineni s-au simțit ruși toată existența lor. Ei chiar credeau în ruși, așa cum sunt unii care cred în China, cum cred în Coreea de Nord, cred în Iran, cred în toate țările astea fantomatice și nedemocratice, exact așa credeau și ei. Ei au crezut toată existența lor, gena lor, dai seama, primitivismul lor, ei credeau că rușii sunt salvarea, că nu americanii, nu Uniunea Europeană, Rusia, tată. Până când am văzut la un moment dat cine era ăia. Este o lecție de viață, nu pentru secolul ăsta, pentru secolele care vor veni, dacă vor mai veni. Deci, până la urmă, toată această adunătură acolo își merită soarta cu vârf și îndesat. Sunt foarte puțini cei care am avut contacte, mă pricep, am și în familie sânge de ăsta ucrainean, deci știu ce vorbesc, nu sunt niște lucruri care le-am auzit de pe la alții, dar este o realitate. Ucrainenii au fost păcăliți de, practic, prietenul lor absolut. Acum, sigur că nu mai zic așa. E adevărat, dar eu am fost martorul discuțiilor cu ani buni înainte și am cunoscut de ăștia care erau ucraineni sau, mă rog, să trăiau în Ucraina, dar să considerau amicii rușilor și așa mai departe. În special în zona, în bazinul Donbas, da, unde toată lumea era rusofonă până măduva oaselor, pe nimeni nu interesa Ucraina. Ucrainenii, ca și românii, nu-și iubesc țara sau nu și-o iubeau, pentru că n-aveau ce să iubească la ea. Exact cum niciun român n-are ce să prețuiască la țara lui. Însă, sigur, când lucrurile o iau pe o altă, pe un alt făgaș, o altă turnură, atunci categoric că prioritizezi altceva în viață. Dar așa se întâmplă. Ei își detestau țara, cred că era cea mai mare pondere din Europa, cred că era și peste Republica Moldova. Nici o țară nu-și detesta atât de mult propria națiune și propriul popor cum era Ucraina. Ăsta este adevărul. Dar asta, sigur, înainte de izbucnirea războiului. Acum toți sunt patrioți. Numai toți nu mai pot de slava Ucrainei. Însă înainte nu erau așa. Așa că Ruslan ăsta e doar unul dintre ei, Vlad. Bineînțeles că e rus. Evident, el este rus, dar acum ce să facă? S-a dat cu ucrainenii, am văzut și eu declarațiile lui. Sunt așa, doar de ochii lumii. Bineînțeles, poate da, probabil o gafă penalizată va fi cea a celor de la hotelul din Turcia, care i-au pus împreună pe băieții de la echipă din Rusia, Shinig Yaroslav, cu o echipă din Ucraina, Minai, FC Minai. Tot mai bine bătaie decât cu tremur, Vlad. Erau în Turcia, păi putea să-i prindă cu tremurul și îi îngropa împreună. Mai bine așa, și-au tras câteva și și-au amintit de vremurile în care erau sovietici unii și ceilalți. De comentariile lui colegului Dragoș Borchină. Hai să vedem ultimele dintre ele. Lasagna, Anita? Îmi place, cum să nu-mi placă? Ai voie de când faci sport? Da? Nu prea. Ce spuneți, domn profesor, de comentariile colegului Borchină? Păi n-am auzit în afară de lasagna ce-am mai zis. Erau niște desene animate acolo. În general, niște comentarii mai altfel. Nu l-am ascultat, nu-l cunosc, nu l-am ascultat niciodată pe Borchină. După cum bine se știe, eu în general nu pot să-mi consum puținul timp pe care dedic divertismentului ascultând așa ceva. Și atunci sigur că am și eu o carapace justificat constituită după atâția ani. N-am ajuns să fiu jurnalist sportiv 25 de ani ca să-l ascult pe Borchină. Deci îmi permit să fac și altceva, să mai am și alte opțiuni. În ziua de astăzi nu dau niciodată nici măcar din întâmplare peste astfel de comentarii, așa că nu mă pricep, dar dacă făcea referiri la mâncărurile din ziua respectivă sau la anumite meniuri dintre astea în desfășurare, probabil că o făcea din plictiseală. Imaginez că e complicat să comentezi de unul singur într-o cămăruță dintre aia un meci din campionatul belgian sau mai știu ce campionat la care oricum nu se uită nimeni. Deci sigur că trebuie să mai spui ceva ca să mai ardă ție un pic, să n-adormi acolo. Bun, hai că mergem mai departe. Deci nu dăm notă aici dacă nu știm despre ce este vorba. Dar avem o rubrică, sucul de portocale, am mai vorbit noi despre ea.
Și din nou, e ceva ciudat, se întâmplă prin fotbal, prin fotbalul feminin, de data asta, astfel de imagine. Fotbalistă, nu știu, din Olanda, cred că e, bea ceva dintr-un borcan acolo. Poate identificați, domn profesor, sunt castraveți ceva. Acolo. Castraveți? Ia auzi. Poate e o zeamă de compot, totuși. Ai niște prune acolo și nu ne dăm seama exact ce e, dar sigur, e un întăritor. Ne face poftă în orice caz. N-ar fi rău să avem și noi pe masă așa ceva la fiecare emisiune și parcă și are o sopocă de aia în mână. Am mai văzut dar ceva. Dar nu crezi acolo că e suc de care bea Federer cu... sau bea Federer și bea Djokovic azi? Ce? Acum chiar de ăla care bea Federer, nu știu dacă e. Chiar de ăla e greu să-ți procuri. Dar s-ar putea să fie totuși un suculeț. Ăsta un început de suc de Federer. Știi, poate să fie începutul unui drum lung liniștit pentru ea. Dacă va ajunge celebră peste 20 de ani sau peste 10 ani, o să ne amintim de sucul ăsta, stai, Vlad. Domnișoara Alicia, pe care am văzut-o adineaur, da, nu știu din ce borcan bea. Nu că stă bine pe Instagram. Hai să vedem și ce se întâmplă la meciurile lui Ronaldo. Acolo unde joacă Ronaldo și toată lumea vrea să ajungă, practic, nu în paradisul ăla al șeicilor, uitați, domn profesor, ce este în tribună. Nu știu ce insecte sunt. Oamenii ăia se uită la meciul lui Ronaldo, uitați că au și tricouri. De aici ne-am dat seama. Doamne ferește! Arată ca la Târgu Jiu, Vlad. Și scaunele arată rău, dacă e să mă întreba. Oricum. Sigur. Păi eu, în principal asta mă uitam, că restul o să se spună că e un accident. Dar arată rău totul, oricum. Arată mâncate de... ca un stadion de la părăsit de la noi, unde nu s-a mai jucat fotbal de pe vremea securității. Asta e Arabia Saudită cu... condițiile din fotbalul Arabiei Saudite despre care ne tot vorbeau românii. Da, bine, ai noștri vorbeau laudativ doar la început, până nu se degradau raporturile, pentru că țin minte că și Rădoi ne spunea într-o vreme că campionatul saudit e peste al nostru. După ce a plecat de acolo a zis că era sub România. Cum cred că s-a schimbat din nou din moment ce s-a dus înapoi. Exact. Deci depind și ei de condițiile pe care le au acolo și de contract. Dau ei afară ca pe niște câini și schimbă. Uite că e greu să joci acolo, te mai mănâncă insectele, o invazie din asta. Ce insecte erau acolo? O gândaș erau? Erau probabil niște blăcuste de astea sau cine știe care vin să le mănânce și nisipul, că vegetație nu prea mai au. Acum în ziua de astăzi poate să fie orice, Vlad. Apar insecte venite din altă lume, din altă... Ai văzut că vin baloanele alea din văzduh? Cine știe de unde vin și ăștia? Să vă spune că au venit din Africa, au fost alungate tot așa de creșterea asta a temperaturii, au încercat să se refugieze în zona Golfului, n-au nimerit-o, dar de acolo vor pleca mai sus, să duc spre Grönland. Ar fi interesant să ne spună Marius Șumudică ce insecte sunt. Da, el ar ști mai bine, cu siguranță, să mănâncă insectele astea, ne-ar zice și Șumudică. Da, da, da. Sunt insecte scumpe, nu găsiți la noi. Sigur. Scumpe și le mănânci la micul dejun, așa îți faci un fel de șaormă cu insecte, cu toate insectele. Asta e. Realitatea din spatele camerelor de filmat acolo, în Arabia Saudită. Anita, hai, la temă, îmi spun colegii, ești chemată la tablă, Anita, te rog. Pentru că în ultima vreme am vorbit doar despre vedete din străinătate, astăzi am decis să vă povestesc și ce mai face Simona Halep. Știți că eu mereu sunt activă pe rețelele de socializare și urmăresc aproape toate vedetele. Pentru că recent a fost ziua îndrăgostiților, a postat o fotografie dintr-un restaurant din Paris. Pariez că nu a fost cu vreo prietenă în orașul iubirii, deci probabil are un nou iubit. Pe lângă noul iubit, observ că se plimbă mult, știți că s-a și operat la NASA anul trecut. Chiar în ultima zi din 2022 a făcut o postare în care spunea: anul 2022, norii tăi au fost grei. 2023, arată-mi soarele, te rog. Ce credeți, domnule profesor, o să vină soarele și pe strada ei? Acum asta cu iubitul
n-aș marșa neapărat, pentru că se practică în ziua de astăzi foarte mult să te duci la Paris cu o prietenă. Au mai fost cazuri celebre și în România, în sportul românesc, în politica autohtonă, în care, mai ales de ziua îndrăgostiților, îndrăgostitele se duceau între ele, cumva, tocmai pentru ca să scape măcar în ziua respectivă de bărbați. Deci se practică acest lucru. Este o tendință actualmente. Iar asta cu soarele în 2023, mă tem iarăși că nu, întrucât mie mi se pare că 2023 ar putea să fie începutul sfârșitului, având în vedere că are Simona Halep de clarifica niște situații, dar încă o dată să ne ierte cei care nu înțeleg nimic, tribunalul arbitrar de la Lozan n-are ce să judece în cazul ăsta. Deci ea a fost depistată pozitiv de două ori înaintea unui turneu de mare șlem. Analizele deci au ieșit prost de două ori la rând. Da? E ca atunci când ai plagiat și comisia universitară ți-a zis că e plagiat. Ce faci? Te duci la tribunal? Păi ce să spună tribunalul? De unde să se priceapă el mai bine decât cei care ți-au analizat lucrarea pe care tu ai scris-o acolo? Așa este și în cazul ei. Ce să spună la TAS? Eu o să se ducă și o să zică, domnule, a fost un accident că am ajuns în situația respectivă. Adică n-am luat produsele respective, mi-au fost puse în mâncare sau în băutură fără știrea mea. Asta e ca ăla care a fost prins că nu și-a făcut tema, a luat 4, l-a insultat pe profesor, ăla i-a scos cartonașul, i-a dat și un 2 și după aia vine și spune că, băi, ce să fac, că n-am avut cheie să intru în casă și, nu? Părinții erau plecați și n-am putut să învăț, de asta am luat notele. Astea sunt niște scuze care nu țin. Ce mă surprinde pe mine este, la modul plăcut mă surprinde, este prostia presei din România. Și lipsa ei de moralitate și de consecvență. Și până la urmă de credibilitate. Nimeni, absolut nimeni la noi în presă n-a pus numele Simonei Halep în cui. Așteptând ce? Un miracol? Și chiar dacă ar fi considerată la TAS nevinovată, cum ar putea să mai continue să joace? Având în vedere că a fost de două ori depistată pozitiv și în cazul altor sportivi, când lucrurile au fost clare în cazul ăsta, oricâte apeluri au mai făcut, nimeni n-a mai reușit să-i spele. Și mă refer și la situații cu sportivi celebri. Da? Deci nu mai are nicio importanță ce se va întâmpla la TAS. S-a terminat cu Simona Halep în sportul mondial. Da? Pentru că suspiciunea va plana întotdeauna de aici înainte. Eu am mai spus acest lucru. N-ai cum să te dopezi odată în viață. Sau, mă rog, există această posibilitate, dar cât? 1 la 1 milion? Să zicem, te-ai dopat odată și fix atunci ești prins. E greu de crezut. De obicei te dopezi de 40-50 de ori și te prinde odată. Te dopezi de 20-30 de ori și te prinde odată. Ca să-ți dau un exemplu, Vlad. Tu crezi că la primul meci pe care îl trântești, te prinde aia și te depunctează? Păi vedem toate situațiile. Juventus, Manchester City, pe timpuri AC Milan, iarăși Juventus, Bernard Tapie și așa mai departe. Nimeni n-a fost prins la primul act. Da? Necalificat. Nu există așa ceva. Dom'le, eu am cumpărat meciul cu Perugia în 79 și în rest am fost curat tot sezonul și m-au retrogradat. Nici vorbă. Uite cum e cazul lui Manchester City. Sunt acuzați de peste 100 de infracțiuni. Să nu vină mie să-mi spună un derbedeu de ăsta de pe la noi din presă că Simona Halep n-a făcut niciodată nimic în afară de US Open, unde a turnat unul din greșeală niște praf în mâncare și a ieșit depistată pozitiv. Pe cine te crede în ziua de astăzi așa ceva? Când se vedea la ea foarte clar, o jucătoare extrem de bărbătoasă, extrem de energică, extrem de puternică în brațe, în membre în general, da, care făcea tot timpul progrese fizice, este lipsită de talent, ok, asta nu era o problemă pentru că nici altele n-au foarte mult talent, și atunci a compensat cu această atitudine, da, extraordinar de energivoră. Da, o sportivă care nu exista nicio comparație între Simona Halep de acum 7-8 ani și cea din
din ultimii ani. Deci a progresat constant fizic. Sigur că ăia vin și o să spună, da, domnule, s-a antrenat câte 10 ore pe zi. De acord. Toți cei care, și Lance Armstrong s-a antrenat nu 10 ore pe zi, 15 ore pe zi. Da? Și Marco Pantani s-a antrenat, și Jan Ullrich s-a antrenat, și toți ceilalți care au fost prinși în toate disciplinele se antrenau. Că doar, nu credeți că ajungeau la nivelul ăsta doar că beau niște suc de portocale dimineața și seara. Bineînțeles că era multă muncă, dar pe lângă munca asta, pentru că talentul nu era suficient, atunci interveneau produsele astea. Iată, rezultatul este fără echivoc. A fost prinsă de 2 ori. A cerut contraexpertiză, a ieșit pozitiv. Cine s-o mai scoată? Asta cu tribunalul de la Lozani e doar așa, un apendice al democrației universale. Dar nu înseamnă că dacă ăia, cine sunt ăia, să ce aia au fost acolo lângă tine când te-ai dopat? Prezinți argumente. Ce argumente să prezinți, bă? Păi nu sunt clare argumentele, n-ai fost prins de 2 ori. Și stai puțin, că nu te-a prins la tăcuci, la cules de ghebe. Te-a prins la US Open. Da? Deci în templu tenisului mondial, practic. Deci nu poți să vii să spui, bă, mă, știi, eram la un turneu de ăsta de rândunele și fata s-a dus până la Gigi să dea un pic, au găsit-o aia dopată, adică nu putem să-i luăm în serios. Era un turneu de mare șlem. Da? Nimeni n-a avut curajul în România să spună, da, domnule, iată, am fost păcăliți, această sportivă trebuie să fie radiată. Bun, am mai spus unii, gen Ruxandra Dragomir, de ăștia că aveau ei ceva, un cui cu Simona Halep. Dar care este rolul presei? Care ne spune de toți politicienii care fură, de toate plagiaturile astea încântătoare. Atunci când a fost vorba de cineva popular în societate și pentru care intri în conflict cu opinia publică dacă dai un verdict, au tăcut toți mâlc. De ce? Ca să nu înjure lumea. Ăsta e singurul motiv. Păi eu credeam că presa este aici ca să informeze. Da? Ca să... Atunci cum... De poți să spui ca plagiat că nu te înjură lumea. Sau chiar dacă te înjură, e mai bine. Îți mai faci un pic de notorietate. Dar când vine vorba de un sportiv, da, unde sigur relația cu publicul e alta, așa, nimeni n-a mai avut curajul. Păi ăștia sunteți, bă. Da, v-ați băgat toți ca cei 3 purceluși. Sunt voi așa cum așteptați să vină miracolul de la TAS. Și dacă vine, tot aia e. Așa cum alții și-au dat sportivii jos de pe piedestal definitiv. În Germania, și dacă dai cu Google, Vlad, numele lui Jan Ullrich nu mai există. El a câștigat Turul Franței. Da, nu mai există tată. L-au prins dopat să fie sănătos. S-a dus ca una muscă la munte și nu mai știe nimeni de el, nu mai găsești. Umblă pe stradă cu ochelari, are altă frizură, da, și-a schimbat pistruii, nu mai îl găsești. S-a dus prin Nicaragua pe undeva și și-a deschis un birt. Asta ar trebui să fie soarta celor care au furat. Da? Dopajul este o crimă. Până la urmă este cea mai mare crimă în sport. Este echivalentul corupției în politică. Dar aici n-a îndrăznit nimeni, bă, băieți. Deși datele sunt evidente. Ce o să spuneți acum? Păi n-a știut. Ești responsabil de corpul tău, tataie. Nu știi? Nu te faci sportiv de înaltă performanță. Du-te și bate mingea pe Maidan. Că acolo poți să zici că n-ai știut. Rezultatele nu se contabilizează nicăieri. Și mai mult, nu câștigi sute de milioane. Acolo joci pe gratis. Acolo poți să faci ce vrei. Când ai ajuns aici, astea sunt regulile. Plus că substanța pe care a folosit-o ea este mult mai dificil de acceptat decât ce a folosit Maria Sharapova, de exemplu. Sau alt jucător de tenis. La ea era clar. Ăsta este echivalentul eritropoetinei în ciclism, ce a folosit ea. Îți bagă cineva eritropoetină în ceaiul de mușețel întâmplător. La staful pe care l-ai, la antrenorii pe care l-ai, nu există. Era cu borcanul de gogonele pe care îl văzusem adineauri. Se asemăna. Așa e, o să așteptăm verdictul și dăm această emisiune atunci. Mulțumim, Anita, pentru teme. Oricum, Anita, văd că stă cu ochii pe Simona Halep, Radu. Mi se pare că și aceste fotografii din spațiu virtual arată ceva. Adică când aștepți un răspuns care să te avantajeze la TAS, nu îți pui poze prin toată lumea. E clar că ea a cam renunțat la ideea de a fi sportivă. Nu știu, pozele sunt ok, cred că e și o doză de nonșalanță și de inconștiență acolo. Asta n-aș condamna-o, e viața ei, treaba ei, nu știu dacă are vreo legătură. În general, o femeie trebuie să se prezinte și ca o femeie pe undeva. Ea a făcut destule sacrificii, e adevărat, pentru sport. Probabil că a abandonat un pic
latura asta feminină pe care alte fete de vârsta ei au exacerbat-o tocmai pentru că nu făceau sport de performanță. Deci aici găsesc pe undeva normal ca ea acum, dacă tot nu mai are foarte multe de pierdut, să se întoarcă măcar la condiția de femeie, pe care, încă o dată spun, a neglijat-o o lungă perioadă, cel puțin într-o măsură. A avut o căsnicie eșuată și ea. Deci aici ar fi foarte bine dacă și-ar cultiva un pic această imagine, că poate, cine știe, pe alte meleaguri mai găsește pe cineva și îl poate păcăli. Bun, suntem pe final, să vedem și uniforma școlii. L-am găsit pe George Pușca, așa, de cantul național, care se îmbracă destul de dubios. Să vedem, poate Anita ne ajută mai mult aici. Ce haine să stea, Anita? Și unde le găsești? Unde și le fac special pentru ei? Se găsesc, se vând hainele astea undeva? Uite la ei cum arată. Cred că se găsesc în magazine, nu pot să vă mint, mie îmi place cum se îmbracă, da. Mai mult îmi plac accesoriile de pe mână. Cine e cunoscător de branduri știe că brățările le costă foarte mult. Nu mă îndoiesc, tot ce e pe el costă foarte mult. Am o problemă cu tunsura lui crop, așa erau tunși băieții când eram la grădiniță, deci nu o suport nicicum. Deci e demodat. Da. Da. Tu ești norocoasă, Anita, dacă colegii tăi de grădiniță erau tunși așa. Noi n-am avut șansa asta. Cu oala, păi așa e, tu și eu, uitați-vă. Nu știu, mie nu mi s-a părut, sau nu văd eu așa clar. Totuși, asta e o tunsură care pe vremea respectivă nici nu te apropiai de grădiniță. Nici nu te apropiai nici de școală. Stăteai la poartă până veneai cu părinții. O intrai, tată, cu de-astea. Tu ai prins o altă grădiniță, totuși, Anita, unde, chiar dacă, mă rog, decorul în anumite imagini pare din anii ăia 60-70, așa, în fine. Dar ai prins o altă epocă, ai avut noroc din punctul ăsta. Veșnic la modă, domnul Pușcaș, dar nouă nu ne place, nu Radu? Nu știu, e Pușcaș, ce să zic, ca insignifiant, ca fotbalist, acum mă uit la el... Da, ca la o arătare dintre asta greu. Nu-ți vine minte vreun gol când te uiți la pozele astea? Exact. Îl știu un pic atunci de când rata pe la Naționala de Tinere, după aia a venit la Naționala Mare. Știu că jucat pe la echipe de-astea insipide, prin Championship, prin Italia, pe la niște echipe. A fost o perioadă când era considerat o mare speranță la tineret atunci, dar iată că n-a convins. Până la urmă, cred că Anita l-ar descifra un pic mai bine. E din generația ei, iată, nu intra noastră. Punctează mai bine aici, pe feșă, nu? E mai bine decât la fotbal. Cam atât pentru astăzi. Astea au fost subiectele. Ne vedem săptămâna viitoare. Anita, domn profesor, mulțumesc tare mult. Să aveți o săptămână plăcută.